18 greieri și vreo două rațe. Așa o să scârție toată săraca. Dimineața Blană cu Veve și Coțofană. Vă salut pe amândoi, fată frumoasă și băiat ciudat. Îmi pare bine să vă... Cabral trece foarte repede de la o stare la alta. Mai devreme era supărat pe mine că i-am zis că n-am vrut să-mi iau o mașină cu tapiserie pe negru și a luat-o personal. Că mie nu, zis că, nu, n-ai zis așa. Ai zis că ai refuzat mașinile pentru că nu vrei pe negru. Tu ai zis cu vorbele tale că nu vrei pe negru. Ai luat-o prea personal. Nu, am luat-o personal, dar e o chestie, adică îmi zici mie, băi, nu, era pe negru, era oribil. Vorba unui vecin. Vorba de el. Nu ne bate în joc. Foarte frumos, te pregătești tu, dar nu știu pentru ce te pregătești, mi-aș tărești la o mașină. Zim despre ce e vorba în proiectul ăsta, băieții cu mașinile. Măi, am luat-o razna, cartat și cu mine, și cu Răzvan și cu Stelian, dar pe ei nu-i vedeți aici, pentru că Stelian e undeva în nord, la Bogați, în nordul orașului, și Răzvan e la Sfântul Gheorghe. Suntem niște băieți care am cumpărat o mașină, un autoturism, o bijuterie, o tablă, pentru moment, și avem de gând să o facem din bară în bară, să o facem frumoasă, și la exterior, și la interior, și motor, suspensie, frâne, tot, și când mașina este gata, o dăm cadou. Nu vindem bilete, nu vrem de la nimeni nici bani, nu vrem să se dezbrace nimeni la universitate, nu vrem nimic. Efectiv, este un proiect prin care încercăm să arătăm faptul că o mașină ca asta, o mașină veche, din 2006 e cartale, nu? Da. Din 2006, ar putea fi readusă la viață și pusă pe o linie de plutire foarte frumoasă, mai ales dacă pui pasiune, că nu e vorba de bani mulți. Mai mult decât atât, nu avem un sponsor în spate să zică în spate nostru nu știu cine și ne dă bani și noi aruncăm cu bani și vai ce ne-am. Nu, sunt banii noștri. Da. Asta e fața foarte de la, de la ce a pornit ideea sau cum? A pornit de la faptul că n-am vrut medicația și pentru că n-am vrut medicația a pornit și a luat viteză. Mașina a fost adusă aici cu chiu cu vai că nu mai pornea, avea o baterie de ceas în loc de... Vrei să vă arăt mașina? Da. Am ales Jaguarul pentru că este una din mașinile care arată mult mai bine decât celelalte pe care le aveam în listă. Aveam BMW, Golf, ceva Opel, însă Jaguarul a fost varianta care era total ieșită din comun. Stai cu minte cu BMW-ul care arată mai rău. Stai cu minte, nu mai vorbi așa la radio, la noi în emisiune. Zic eu că din anii ăia arată mai rău. Așa. Și n-am gândit. Stai, bombardierule, n-am zis nimic rău de tine, calm. Ai BMW? Hai, ziceți cu Jaguarul acolo. Și am găsit varianta de Jaguar care să poată să meargă în București, fiind Euro 4, cât mai nouă posibil, într-un buget pe care ni l-am alocat noi în momentul respectiv. Ne spuneți bugetul sau nu? Încă nu spunem. Încă nu, o să spunem, dar nu acum. Dacă mai intrați cu noi în direct, o să vi-l spunem. Dar trebuie să participați și voi cu niște bani. Păi care, cum? Că ziceați că n-aveți nevoie. Că nu sponsori, că aia de nu... De aceea interior nu găsește nicio altă mașină. Descrieți-mi interiorul. Interiorul a dat extraordinar. Zine, Cabral, cum e? Ce culori? Ce alea? Ce piele? Imediat. Mașina, în esență, nu este vreun ăsta de bombardier. Este o mașină care nouă ni se pare... Mă auzi? Mă înțeleg? Da. Nouă mașina ni se pare foarte elegantă și arată incredibil de bine pentru anii ei. Sigur, e murdărică. Sigur, poate fi reparată. Sigur, avem de lucru la ea. Dar este o bază foarte bună. Mai mult decât atât, baza foarte bună se traduce cumva la un aspect care unora le scapă, că asta are de sub un Ford Mondeo, generația a treia. Pentru noi este o veste foarte bună, nu neapărat că mașina este, că motorul este incredibil de fiabil, ci pentru că se găsesc piese în continuare. Și ieftine. Motorul arată așa la momentul ăsta. Avem niște scurgeri de ulei din partea de sus și dintr-un epurator, cred eu. Avem o problemă la vasul de apă, că nu mai deschide circuitul mare. Și atunci nu mai putem să ne deplasăm cu ea pe roți. Trebuie să o luăm o platformă și să rezolvăm treaba asta undeva la un service care chiar știe ce are de făcut. I-am schimbat deja filtrul de aer, urmează să apară ăsta episodul. I-am pus uite ce frumusețe de baterie. Mai uite-te puțin aici, uite-te și uite. Artă, bucuria vieții. O baterie ca oricare alta. Da, negativismul ăsta al tău. Știți că te va duce vreodată undeva bine?
O baterie, că nu are cum să fie, uite că e o baterie de culoare superbă, alo! Așa. Da, acum, acum e că pe spui negru, că, e pe negru, e pe negru și îmi place acum, da. Drăguț, chiar drăguț. Două secunde, când vă eliberați mașina... Da, mașina mea, aia pe care ziceam că am și că am și o mașină, e din 2000, din 2008, e mică. Vreau și eu pe bej așa, așa, în interior. E pe negru, dar vreau pe bej. Pe bej? Îmi trimis salonul și căutăm la dezmembrări dacă găsim un interior bej cu totul. Yeah! Ce drăguț! Asta e mașină drăguță! Sunteți foarte tari, mi se pare se genial. Poate, da, se poate, sigur că se poate. Adică ai de schimbat fețe de uși, bord, coloană centrală, scaune, mochete, partea din spate a banchetei din spate. Deci, maxim schimbăm jumătate de mașină. Deci, după operațiune, vă garantăm, o să aveți 18 greieri și vreo două rațe. Așa o să scârție toată săraca. Dar o să arate pe loc, o să fie nenorocire, zic nebunii. Acum e la 12 greieri, da, ok. Dacă upgradăm la 18, da, e perfect. E bine. E un proiect de amatori. Un proiect în care deja am primit mai multe oferte de sprijin de la grupul de suport Jaguar România. Nu știam că există, oameni au venit către noi, au zis, băi, vă ajutăm cu PDF-uri, cu informații, cu de-astea de reparații, cu ce vreți voi, inclusiv cu piese. Au venit oameni care se ocupă de colantări, de vopsit, de mecanică, să ne-au zis, bă, dacă vă blocați la un moment dat să aveți nevoie de ajutor, spuneți că venim să vă ajutăm. Ceea ce mi se pare foarte mișto. Inclusiv, alaltă ieri, ne-am apucat să schimbăm uleiul. Și am scos bușonul de ulei, l-am scos, când se scoate în filtru, ai nevoie de o 36, ok, de 36... Tubulară. Noi aveam fix. Cu fixa nu merge, că în sfârșit nu intrăm amănunt acum. Uh-huh. Și efectiv ne blocase. Ne blocase răm. Și am scris pe Facebook și a zis un băiat, 36 inelară, da, sunt într-un spre voi. Și zic, păi stai să-ți dăm adresa, să știu unde stai, cabrale. Ok. Mă rog, până să vină el, ne-am dus și ne-am cumpărat o inelară și am rezolvat treaba, am schimbat și uleiul, dar mi se pare foarte tare că oamenii înțeleg că e vorba despre un proiect de amatori și mai mult decât atât sunt foarte puțin orientați către premiu. Știi, mamă, vreau mașină. Că mașina nu e vreun... Să-mi dau acum alte branduri și alte nume și alte modele ca să fie cumva wishful thinking. Dar este o mașină care e inspirațională, că e foarte elegantă, e foarte frumoasă. Da, e foarte culoarea, hai să ne apropiem puțin cu asta pe alocată. Culoarea este un British Racing Green. Este o culoare legendară. Uh-huh, uh-huh. Știi? De miniurile alea clasice, așa. Bravo. Da. Și, nu știu, sper să ne iasă. Efectiv, sper să ne mișcăm cât mai repede, că până la urmă despre asta este vorba, că dacă o lungim pe 7 luni, ne luăm bătaie pe stradă. Noi vrem ca în 2 săptămâni mașina să fie gata și să fie deja la nou proprietar. Suspensie și orice fel de sistem de siguranță nu ne atinge. Merge la un service autorizat care face asta cum trebuie. Nu ne băgăm. În momentul în care te vei duce la un meseriaș cu mașina și o să ridice capota, o să fie, ce ați făcut aici? Știi cum fac meseriașii? Nu e asta. Nu e ăla de care zice foarte bine, e pa. Cine ți-a făcut asta aici? Exact. Tu o să zici, eu. Ah, foarte bine, bravo, aici. Dimineața Blană. Cu Veve și Coțofană. Yeah.